Un tip își bănuia soția că îl înșală. A așteptat în acea seară să plece la muncă, apoi a sărit într-un taxi să o urmărească. Până la urmă a aflat că ea lucra într-un bordel. Atunci îi spune taximetristului: vrei să faci repede 100 de euro? Sigur, ce trebuie să fac? A răspuns taximetristul: e simplu, intri înăuntru, o scoți pe nevastă-mea și o bagi în mașină ca să mergem acasă. Intră taximetristul în bordel și după câteva minute o scoate pe curvă, pe păr și o bagă în mașină. Ia-o, ține-o bine! Tipul se uită la ea din cap până în picioare și îi spune taximetristului: ce faci, domnule? Asta nu-i soția mea! Știu! E a mea! Mă duc acum după a ta!